Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale din Nisporeni atenționează populația să respecte regulile antiincendiare la utilizarea focului deschis. Avertizarea vine în contextul în care, pe parcursul zilei de astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova se prevăd temperaturi caniculare, cu maxime de până la 33 de grade Celsius. În aceste condiții crește riscul producerii incendiilor în urma utilizării focului deschis. În anul 2015, când a fost nicio licitare privitor la cazuri de NEC sau cazuri de acordare a primului ajutor la bazinele acvatice. În legătură că suntem în perioada caniculară, sfătuim cetățenilor să evite plimbările în orele de vârf a miezii, să stea mai mult la umbră, să consume lichide, să se protejeze cu chipiu, ochelari de soare și să poarte haine de culoare cât mai deschisă. De asemenea, oamenii sunt rugați să evite scăldatul în bazinele acvatice din raion pentru a evita înnecurile. În primul rând, să propunem cetățenilor ca să nu practice scăldatul în iazuri neautorizate. Într-al doilea rând, să fie prudenți la copii care pot să deplaseze singuri la aceste bazine acvatice și să scalde de unii singuri. La fel, este interzis intrarea în apă în stare de ebrietate, în orele de vârf a miezii. Totodată, pompierii îi previn și pe agricultorii care merg în câmp la strânsul roadei. La fel, atenționăm persoanele care sunt incluse în campania de recoltare că temperaturile ridicate sunt un factor major de izbucnirea unui incendiu pe lanurile de grâu. Atenționăm proprietarii de utilaj tehnic, combini și altele să aibă la ei stingătoare și alte mijloace de stingere a incendiilor. Părinții sunt îndemnați să acorde atenție sporită micuților pentru a evita situațiile neplăcute. Conform informației Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului ar putea ajunge în această săptămână până la 37 de grade Celsius.